Se înființează școli profesionale și pentru absolvenții de clasa a 8-a. Ministerul Educației a emis metodologia care reglementează funcționarea învățământului de stat cu durata de 3 ani, începând din anul școlar viitor. Colegiile tehnice și tehnologice și-au prevăzut în planul de școlarizare clase și pentru acest tip de studii. Elevii care au absolvit învățământul gimnazial și nu doresc să-și continue studiile liceale au șansa de a opta din anul școlar viitor pentru o școală profesională în care învață o meserie. Se urmărește dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de studiu nivel 3, dar și de practică organizată la operatorii economici. Acest tip de învățământ este organizat ca parte a învățământului secundar superior. Este o formă de continuare a studiilor, cu frecvență și cursuri de zi. Pot opta pentru înscrierea în învățământul profesional și elevii din învățământul special. Pe parcursul celor 3 ani de școală profesională, formarea elevilor va fi structurată astfel. Pregătirea profesională de bază într-un domeniu de formare profesională în primul an de învățământ profesional și pregătire profesională generală și de specialitate specifică unei calificări profesionale în timpul celui de-al doilea și al treilea an de învățământ profesional. Important este și faptul că acești elevi beneficiază și de o susținere financiară de 200 de lei pe lună. Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. Elevii declarați repetenți nu beneficiază de acest ajutor pentru anii de studiu pe care îi repetă. Distinct de acest sprijin financiar, elevii din învățământul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică. Învățământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială. Acestea sunt obligate să asigure baza materială necesară desfășurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale, dar și resurse umane calificate prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat. Mai mult, fiecare colegiu, liceu care va organiza acest tip de învățământ trebuie să facă și dovada încheierii unor contracte cadru cu operatorii economici, instituții publice, în care se va realiza practica elevilor pe fiecare specializare. Lista unităților de învățământ care organizează învățământul profesional cu durata de 3 ani se stabilește anual pe baza propunerilor unităților școlare și a societăților partenere. Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului conform Europass. Absolvenții acestui tip de învățământ care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a 11-a în învățământul liceal pe ruta progresivă.